Dar nu un control nu. Fric, nu? Nu ești o persoană care dorește deloc. Absolut în fiecare secundă să știe? Doresc, dar nu reușesc. Pe când în Mikado există acest tip de a... E un film în care personajul cumva este pus în fața unor evenimente în familia lui care îl fac să-și pună niște întrebări despre el însuși. Așa, ca societate, suntem în pragul unei crize de nervi. Nu mi se pare că filmul ăsta e foarte legat de societatea românească, așa cum e ea. Încearcă să vorbească despre un om și copilul lui sau... Și despre relația între societate cu Dumnezeu, și, lucruri, și despre felul în care te relaționezi. Se raportează la celălalt, dar valabil oriunde. Da, nu cred că ar fi o chestie foarte specifică.